legislator, mai ales în primul rând, doamnelor și domnilor consilieri județeni, care au fost declarați aleși, urma rezultatului din data de 5 iunie. După cum știți, prin ordinul numărul 243 din 28-a, ați fost convocați în cea de-a treia ședință de constituire a Consiliului Județean. Știți de asemenea că dispozițiile legale prevăd că e necesar un cuvânt de 2/3 pentru constituirea, întrunirea ca legală a acestei ședințe de constituire a Consiliului Județean, motiv pentru care am să o rog pe doamna secretar să facă apelul nominal. Începem în ordinea mandatelor. Arsenie Ionel. Prezent. Îngheanu Ioan. Arcan Enia. Prezent. Carguza Lăuța, Vasile. Vâlan Georgeta Luminița. Prezent. Manoliu Dan. Prezent. Ciubotaru Mădălina Veronica. Prezent. Bulai Oana Gianina. Prezent. Andrușcă Dănuț. Prezent. Murariu Vasile. Prezent. Constantin Doamn Vasile. Prezent. Orduneanu Eduard. Prezent. Bouceanu Adrian. Prezent. Nica Vasile. Prezent. Pușcașul Neculai. Prezent. Nistor Olga. Prezent. Pavel Gabriel Dan. Prezent. Doamna primar Petralin Oameni Renunțat. Dumnezeu Florin. Prezent. Sunt 17? Da. Mulțumesc. Cosmanciu Corneliu Mugurel a renunțat astăzi. Lăureanu Laurențiu Dan a renunțat astăzi. Chitic Dragoș Victor. Prezent. Cumulescu Trăian. Prezent. Teapalagă Constantin Cristian a renunțat astăzi. Hopșa Florin Adrian. Prezent. Banu Gabriela. Prezent. Anton Elena Monica. Prezent. Acatrine Dumitru. Prezent. Pelep Colucian Florin. Prezent. Nechita Marius Mihai. Prezent. Lucaci Gabriel. Prezent. Boca Ioan Doinel. Prezent. Stavarache Valentin Constantin. Prezent. Triboi Gheorghe. Prezent. Ciudin Mircea. Prezent. Iacob Ștefan Grațian. Prezent. 14, da? Mulțumesc. Asafte Ion. Prezent. Mihai Alexandru. Todiriția Andreea. Prezent. Și Dulamă Laurențiu Cristinel. Prezent. Mulțumesc. Doamna, prezent. Două, trei minute, două, posibil. Bun. Având în primit această condiție legală, două conform de legilor legale, după cum și dumneavoastră cunoașteți, prima parte a lucrărilor acestei ședințe, va fi condusă de cel mai în vârstă dintre consilieri asistați de doi dintre cei mai tineri, din verificarea actelor de stare civilă făcută în vârstă de către doamna secretar a județului Rese, că aceștia sunt domnul Emilian Iman, respectiv doamna Ciubotaru Mădălina Veronica și domnul Nechita Marius Mihai, pe care invit să vrea să aduce o vă mulțumesc foarte mult. Aceasta e echipa, doi colegi cei mai tineri de aici, care foarte interesant, născuți în aceeași zi, 25 martie 1986. E bună vestire. Le doresc să ajungă în cariera politică, să conducă și ei peste mulți ani cu astfel de ședință. Stimați colegi, stimați participanți. Vreau, în primul rând, să le mulțumesc celor care au făcut parte din legislativul precedent al Consiliului Județean pentru activitatea pe care au depus-o în cei 4 ani de mandat. Sperând, așa cum cred că toți alegătorii noștri speră, ca și în acest mandat să avem rezultate mai bune în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Neamț și sunt convins că așa se va întâmpla. Sigur că această primă ședință trebuie să însemne puțină înțelegere din partea noastră a tuturor celor care suntem aici, 34 de consilieri județeni, 35, țină bunăvoință, mai puțină răutate politică, care stă în noi întotdeauna, mai puține declarații politice și, în primul rând, respectarea prevederilor legii, cum să se desfășoare constituirea unui consiliu județean. Și nimic altceva decât lege. Așa vom încerca și noi, având în vedere faptul că secretarul general județului și prefectura ne-a pus la dispoziție o minută, după care să ne ghidăm.
sperând că uneori, dacă cumva călcăm în alături, cei doi să ne atragă atenția, dacă e caz. Așadar, vă prezint, doamnelor și domnilor consilieri, facem vă prezint următorul proiect al ordinii de zi propus pentru această primă ședință. 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Validarea mandatelor consilierilor aleși. 3. Depunerea jurământului de către consilieri. 4. Declararea Consiliului Județean ca legal constituit. 5. Alegerea președintelor Consiliului Județean Neamț. 6. Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Neamț. Vă supun la vot proiectul ordin de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Așadar, cu 35 de voturi pentru, s-a aprobat ordinea de zi. În acest moment ar trebui să luăm o pauză, în timp în care secretarul general al județului ne-ar preda nouă documente. Eu cred că putem trece peste acest moment, să continuăm, pentru că sunt aici toate documentele, o să aibă grijă comisia de validare să le vadă, și atunci, că în acest moment este bine să vă cer acceptul, dacă sunteți de acord, să continuăm lucrările, pentru că documentele sunt aici, de aflimbat și de două ori până acum. Dacă sunteți de acord cu această propunere, cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult, dacă e cineva împotrivă, dacă s-a ținut și nu, atunci în cantitate pe voturi sau... Acum trecem la prima alegere a noastră, așa cum spuneam și în ordinea de zi. Alegerea comisiei de validare. Potrivit prevederilor legii numărul 215 din 2011, pentru validarea mandatelor consilierilor aleși, este necesară alegerea unei comisii de validare care poate fi compusă din 3-5 membri. Comisia de validare se alege pe toată durata mandatului, prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, dintre consilierii aleși. Ținând seama de numărul consilierilor, vă propun ca această comisie să fie compusă din 5 membri. Supun la vot această propunere privind numărul celor din Comisia de Validare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Votul împotrivă. Abțineri nu. 35 de voturi pentru. Vă rog să faceți propuneri pentru componența Comisiei de Validare care să respecte, pe cât posibil, așa spune și legiuitorul, configurația politică rezultată în urma alegerilor. Aștept propunerea. În partea grupului PSD, doamna Emilia Alcan și domnul Andrușcă, da. Vă mulțumesc. Domnul, din partea Partidului Mișcarea Populară, doamna Andreea Dovidiță. Din partea Partidului Național Liberal, doamna Monica Anton și domnul Felipe Lucian. Vă rog. Altă domnul Mihai Alexandru. Pot. Deci noi avem 6 propuneri. Pe 5 locuri, da? Așadar, cred că soluția cea mai bună, vom vedea ce rezultă în urma votului, în ordinea în care s-au făcut propunerile. Prima. Votul pentru doamna Emilia Arcan. Cine este pentru? Doamna Arcan face să voteze. Doamna Arcan a primit numărul necesar de voturi.
Propune ca din această comisie să facă parte din alianța PSD-UNR, domnul Dan Andrușcă. Dănuță, scuzați. Dănuță. Cine este pentru? Doamna Andreea Tudeliță, cine este pentru? Din partea PMP, am uitat să precizez. Mulțumesc. Tot 35. 35, vă mulțumesc foarte mult. Doamna Monica Anton, cine este pentru? Asta e terminul stat.
Examinarea legalității alegerii consilierilor declarați aleși și, doi, încheierea procesului verbal cuprinzând propunerea de validare sau invalidare a mandatelor. Vă mulțumesc la altfel pauză, timpul ăsta puteți vorbi politică, pe dumneavoastră, mai puțin în timpul ședinței. Acum aveți o vreme. Vom citi întâi procesul verbal privind alegerea președintelui și a secretarului Comisiei de Validare. Comisia de Validare sub numărul 13.226 din 4.2016. Comisia de Validare aleasă prin votarea Consiliului Județean Neamț numărul 130.000 din 4.2016 s-a întrunit în vederea desemnării președintelui și secretarul Comisiei conform dispoziției legale în vigoare. Pentru funcția de președinte al Comisiei de Validare s-au făcut următoarele propuneri. Domnul Mihai Alexandru a propus-o pe doamna Emilia Arcan, iar pentru funcția de secretar de Comisie de Validare s-au făcut următoarele propuneri. Respectiv, doamna Emilia Arcan a propus-o pe doamna Andreea Todirițe. Văzând rezultatul votului deschis asupra propunerilor făcute, Comisia a constatat alegerea doamnei Emilia Arcan în funcție de președinte al Comisiei de Validare și a doamnei Andreea Todirițe în funcție de secretar al Comisiei de Validare. Se numără 5 membri din Comisia de Validare propuși în hotărâre și votați prin hotărâre de către dumneavoastră. Nu, aici nu e un proces verbal. Și acum vreau să vă discutați cu aceea. Da. Și acum, voi invite doamna președinte Emilia Arcan să prezinte procesul verbal utilizând propunerea de validare sau invalidare a mandatelor de consiliu. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să dau citire procesului verbal a Comisiei de Validare. Proces verbal încheiat astăzi, 4 iulie 2016, în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Județean Neamț. Astăzi, 4 iulie 2016, Comisia de Validare aleasă în Consiliul Județean, în ședința de constituire din data de 4-7-2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 90, coroborate cu cele ale articolului 31, aliniat 3 și 4 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001. Ați apăsat greșit. Rectificat cu modificările și completările ulterioare. Legalitatea alegerii consiliilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor conform tabelului anexat, drept pentru care am încheiat un proces verbal. Semnează președintele de comisie, secretarul comisiei și membrii. Cu permisiunea dumneavoastră, nu o să-i mai dau citire, pentru că deja s-a făcut apelul nominal. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a supune votului dumneavoastră validarea sau invalidarea mandatelor, trebuie să precizez niște reguli prevăzute de Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 și Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliului Locale aprobat prin Ordonanța numărul 35/2002. Și anume, validarea mandatelor se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți în ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă. Nu e cazul meu. Invalidarea se poate face numai dacă au fost încălcate condițiile de eligibilitate sau alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii pentru alegerea autorității administrative, legii numărul 215/2015, corect, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul alegerilor locale. Înainte de a trece la validarea mandatelor, vreau să întreb dacă între cei 35 de consilieri județeni aleși sunt persoane care nu votează pe Biblie, pentru că în această situație trebuie să modificăm și textul jurământului în funcție de dacă sunt astfel de probleme. Sunt legale, sunt în lege, deci e vorba de probleme religioase. Dacă sunt probleme, că nu puteți
votate. Dacă este cine? Constat că nu e caz cu partea din. Atunci. Acum, o să începem așa cum am spus în ordinea alfabetică și primul care se supune validării este domnul consilier Acapinei Cătării. Cine este pentru? Mai puțin, repet, domnul Acapinei. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt. Dacă sunt abțineri, nu sunt. 34 de voturi pentru. Al doilea este domnul consilier Dănuț Andrușcă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt. Abțineri nu sunt. 34 de voturi pentru. Doamna consilier județean Anton Elena Monica. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt, abținerea sunt, 34. Doamna consilier județean, Emilia Arcan. Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt, abținerea nu sunt, 34 de voturi. Arsene, domnul consilier județean, Arsene Ionea. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă sunt abține, nu sunt. 34. Domnul consilier județean Ioana Safte, cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt. Abține, nu sunt. 34. Doamna consilier județean Gabriela Banu, cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă sunt abține, nu sunt. Mulțumesc. 34. Domnul consilier județean Doinel Boca. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt. Abțineri, nu sunt. 34. Domnul consilier județean Adrian Borcean. Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt abțineri, nu votul împotrivă, abțineri, mulțumesc foarte mult. 34. Doamna consilier județean Oana Gianina Tulai. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Nu. Abține? Nu. 34. Domnul consilier județean Dragoș Tic. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă? Dacă sunt abține? 34. Domnușoara Mădălina Ciocotaru. Dacă, cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, abține. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Mircea Ciudin. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă, abține. 34. Nu sunt. Domnul consilier județean Dan Constantin. Dan Vasile Constantin. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt, 34 de voturi. Domnul consilier județean Eduard Cornuneanu, voturi pentru. Vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt, mulțumesc, 34. Domnul consilier județean Laurențiu Cristinel Dulamă, voturi pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt, 34. Domnul consilier județean Florin Grumăzescu, votul pentru. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt, 34. Domnul Florin Adrian Bocșa, votul pentru. Domnul consilier județean, scuzați-mă. Mulțumesc, votul împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt, 34. Domnul consilier județean Traian Mulescu, votul pentru, vă mulțumesc. Dacă sunt voturi împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt, 34. Domnul consilier județean Iacob Ștefan Corțian, votul pentru, vă mulțumesc. Votul împotrivă, nu sunt,
Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Gabriel Lucaci. Voturi pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Dan Manoliu. Voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Mihai Alexandru, voturi pentru, vă mulțumesc, voturi împotrivă, nu sunt, abțineri, nu sunt, 34. Am organizat la tribună, mai puțină gărăgie la tribună. Munteanu Ioan, voturi pentru, vă mulțumesc, dacă sunt voturi împotrivă, sunt abțineri, nu, 34. Domnul consilier județean Vasile Murariu, voturi pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Marius Nichita, voturi pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Vasile Nica, voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Doamna organistă, doamna consilier județean organistă, voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul consilier județean Dan Gabriel Pavă, voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Domnul Lucian Pelenco, voturi pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Pușcașul Nicolae. Domnul consilier județean Nicolae Pușcașu, voturi pentru. Vă mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Stavarache Valentin Constantin. Domnul consilier județean Constantin Stavarache, voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Codiniță Andreea. Doamna Andreea Codiniță, voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Triboi Gheorghe. Domnul consilier județean Gheorghe Triboi, voturi pentru. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 34. Și Lucea Dumnezeu, doamna consilier județean Lumința Ativa, voturi pentru, împotrivă, nu sunt, abțineri, nu sunt, 34. Hotărâre privind validarea mandatelor de consilier județean. Consiliul județean Neamț, examinând propunerile consemnate în procesul verbal al Comisiei de Validare, numărul 136 și procesul verbal din data de... numărul 13, din data de 230, din data de 4 iulie 2016, dată cu America. Păzând rezultatele votului deschis, consemnat în procesul verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean, având în vedere prevederile articolului 31, aliniatul 3, 4 și 5, coroborate cu cele ale articolului 90, legea numărul 215 pe 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale articolului 7 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a comisiilor locale, consiliilor locale, aprobat prin ordonanța guvernului numărul 35 pe 2002, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier județean pentru următori.
1. A Catrinei Dumit. 2. Andrușcă Dănuț. 3. Anton Elena Monica. 4. Arcan Emile. 5. Arsene Ionel. 6. Asaptei Ion. 7. Banu Gabriela. 8. Boca Ioan Doinel. 9. Bulai Oana Gianina. 9. Borceanu Adrian. Scuzați-mă. 9. Borceanu Adrian. 10. Bulai Oana Gianina. Discutem pe Adrian. 11. Chitit Dragoș Victor. 12. Ciucătaru Mădălina Veronica. 13. Ciudin Mircea. 14. Constantin Dan Vasile. 15. Corduneanu Eduard. 16. Dulavă Laurențiu Cristinel. 17. Drumăzescu Florin. 18. Popșa Florin Adrian. 19. Cumulescu Traian. 20. Iacob Ștefan Grațian. 21. Lucaș Gabriel. 22. Manoliu Dan. 23. Mihai Alexandru. 24. Munteanu Ioan. 25. Murariu Vasile. 26. Nikita Marius Mihai. 27. Nica Vasile. 28. Nistor Olga. 29. Pavel Gabriel Dan. 30. Felipe Lucian Florin. 31. Pușcașu Neculai. 32. Stavarache Valentin Constantin. 33. Todirițe Andreea. 34. Riboi Gheorghe. 35. Vârlan Georgeta Luminița. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare, respectiv de la comunicare în cazul celor absenți la ședință. Și semnează cei trei. Am sunat și de acolo și de aici transmisiune. Ce va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și dacă dorește pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul în două exemplare. Trebuie să fac precizarea că, potrivit prevederilor, articolul 32 și 34, coroborate cu cele ale articolului 90 în legea numărul 215 pe 2001, consilierii care refuză să depună jurământul, sunt considerați demisionați de drept, precum și faptul că jurământul poate fi depus și fără pronunțare formule religioase, lucru pe care l-am discutat noi mai înainte. Acum trecem la depunerea jurământului, așa cum am spus, în ordine alfabetică, după ce doamna secretar general citește textul. Subsemnatul, consilier în cazul Consiliului Județean Neamț, în conformitate cu prevederile articolului 90, coroborate cu cele ale articolului 32 și 34 din legea 215 pe 2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, las vorbă. Și acum... Începem ordinea alfabetică. Vom începe cu Acapine.
Domnul Dănuț Andrușcă. Doamna Gabriela Banu. Thank you.
Eduard Portuleanu. Jur. Domnul Laurențiu Cristina Dulama. Jur. Organizor.
Domnul Gabriel Dan Favăr. Orientează pentru deținerea celorlalte atribuții.
Vă felicit din suflet, vă doresc un mandat bogat în realizări. Iar eu personal, ca cetățean al acestui județ, mi-aș dori ca dumneavoastră să vă stabiliți acele deliberate care să respecte tot prevederile legale și să respecte interesul cetățeanului. Doamna Predic, vă rugăm să rămâniți. Așa. Vă rugăm să rămâniți. Au fost anumite discuții la constituirea Consiliului Local de Municipiul Piatra Neamț, referitor la procedura de vot, referitor la secretul votului. Și de aceea vă rugăm să rămâniți în sală și să... Dacă dumneavoastră doriți, deși v-am spus că motivele pentru care vreau să plec, bine am renunțat care sunt, dacă doriți, eu pot rămâne în altă opinie, așa cum am spus. Sunteți constituiți de acum încolo atribuțiile, competențele, vă aparțin întru tot. În altă ordine de idei, în altă ordine de idei, atât noi, ca instituția prefectului, cât și secretarul județului, care este persoana politică, trebuie să avem grijă să fie asigurată procedura care duce la asigurarea votului secret. Ce se întâmplă mai departe, dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți că am putea face, nu-i face. Legea prevede vot secret. Pentru aceasta trebuie asigurate condiții, respectiv cabine de vot, urnă, fixuri de aceeași culoare, președintele, tot dumneavoastră în Consiliu, veți fi în măsură să o stabiliți, da, modalitatea prin barare sau prin înscriere a numărului de andrepturi. Asta spun, deci, pas cu pas, legea prevede ce competențe aveți. În altă ordine de idei, atunci când legea nu este respectată, sunt prevăzute și sancțiuni, da? Fiecare dintre dumneavoastră este în măsură să conteste în modul în care legea prevede ceea ce consideră că nu se conform legii. Dacă dumneavoastră considerați că prezența, simpla mea prezență aici, vă ajută cu ceva, pot rămâne, nu e nicio problemă. Da, putem să rămân. Bine atunci. Vreau să mai faceți niște precizări referitoare la arătarea votului. Dacă este legal, să arăți votul când ai ieșit din camera de vot. Nu vă să-l iert. Nu. Doamna prezidentă, ce se va întâmpla în ceea ce privește legalitatea desfășurării procedurii de votare, firește nu vă spun nimic, domnia voastră cunoaște aceste reguli. Dumneavoastră răspundeți de legalitatea tuturor procedurilor care se vor concretiza în final într-o hotărâre de Consiliu Județean. Drept urmare, noi, având un precedent foarte recent, respectiv ședința de Consiliu Local, ședința în care, în opinia noastră, s-a desecretizat votul, a fost divulgat. Nu am dorit ca acest lucru să se întâmple și la această ședință. Noi vrem, ca și în calitate de consilier județeni, alegerea președintelui și a vicepreședinților pe un mandat de 4 ani să se facă în condiții de legalitate totală. Motiv pentru care, vă rog în mod respectos, fiind singura persoană competentă din această sală de Consiliu, să stabiliți niște reguli în ceea ce privește limitele de legalitate. Eu am să vă spun, vă rog să nu mă întreb, nu mă întrebuteți, nu e ilegal pe de-o parte, iar pe de altă parte puteți fac cuvântul după mine. Am să vă rog în mod respectos să explicați tuturor consilierilor că divulgarea votului conduce la o invalidare a votului. Votul este secret și acest vot trebuie să fie văzut doar de către titularul votului. Orice buletin de vot care conține alte însemne în afară de înscrisul utilizat, în mod categoric reprezintă o divulgare a votului. Prezența persoanelor lângă cabina de vot, lângă cabina de votare,
care vor vizualiza voturile arătate de către consilierii care votează, în opinia mea, conduce tot la invalidarea votului. Mai mult decât atât, este interzisă filmarea, ori fotografierea votului. Pe scurt, orice chestiuni care pot conduce la invalidarea lui și la nerespectarea secretului votului. O spun asta atât în calitate de consilier județean, dar și în calitate de membru a Comisiei de Validare, am același interes ca și dumneavoastră ca această procedură să se desfășoare în condiții de legalitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră și noi, doamna prefect, vă mulțumesc pentru precizările care le-ați făcut. Vă rog să-mi închideți microfonul, să pot să continuez pentru la ședința. Și dumneavoastră aveți microfonul. Deci, da, vă scuzați, vreau doar să întreb care este articolul de lege. Nu, am rugăminte. Deci, da, să-l întreb în politică. 101 aliniat 2, domnul. Am rugăminte. Domnul consilier, regulile sunt clare, le știm cu toții, în afară de micile. Cine mai competent aici dintre toți, vedem noi până la urmă, trecem peste aceste lucruri și intrăm în continuare în ordinea de zi pe care am aprobat-o prin proiectul de la ordinea de zi. Astăzi, suntem la punctul 5. Alegerea președintelui. Potrivit dispozițiilor, apropo de articol 101, alineatul 1 din legea numărul 215/2001, administrației publice locale, Consiliul Județean alege din rândul membrilor săi un președinte cu votul secret al majorității consilierilor în funcție. Propunere să fac de către consilieri sau grupurile de consilieri. Exercitarea votului se face în cabinele special amenajate după următoarea procedură. Fiecare consilier va primi un singur buletin de vot, pe care sunt înscrise numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților sau a unei dintre ei pe care consilierul nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care cel ce votează dorește să îl aleagă. Buletinul se împăturește și se introduce în urna special pregătită. Sper că lucrurile sunt clare și așa vom face. Este declarată aleasă persoana care obține majoritatea voturilor consilierilor în funcție. Supun la vot procedura de vot expusă. Precizez, este stabilită prin lege. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Votul împotrivă, abține, nu. 35. Vreau să vă arăt cabina. Este acolo, este un singur fix în interior. Aceasta este urna, oală. Este comisia de validare. Vă rog să o sigilați. Înainte de a sigila, vă rog frumos, rămâneți puțin, doamna Monica, rămâneți puțin la masă, vă rog să rămâneți puțin și mergeți după aceea. Supun la vot ca această procedură de vot să fie valabilă și în cazul alegerii vicepreședintelui. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă, nu sunt, abțineri nu sunt, 35 de voturi. Acum vă rog Comisia de Validare să sigilați urna, puneți-i semnele care știți și deci mă treabă. Thank you.
procedura de vot. În această situație, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui Consiliului Județean. Doamna deputat... M-am trezit în comisia mea, scuzați. Mulțumesc, domnule. Dar, de ce nu? Ați nimeni, sunteți aproape, dar dacă era varianta pe Senat, era altceva. Vă mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să fac propunere. Grupul de consilieri județeni PSD îl propune ca președinte pe domnul Ionel Casene. Vă mulțumesc. Altă propunere, doamna consilier județean Monica Anton. Vă mulțumesc. Din partea grupului PNL, îl propunem ca și candidat la președinția Consiliului Județean pe domnul Florin Adrian Hopșa. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt și alte propuneri, nu mai sunt. În această situație, trecem la completarea buletinului de vot, în sensul că redactăm buletinul de vot cu numele celor doi propuși candidați pentru funcția de președinte la Consiliul Județean Administrativ Neamț. Vreau o pauză! Lăsați maniera, facem concurență. Eu și nu-i să concurcătură politică la mare, nici o ca. Thank you.
Doamna Anton Elena Monica, se pregătește doamna Arcan Emilia. Doamna Arcan Emilia, se pregătește domnul Arsenie Ionel. Ca buletinul de vot să fie împăturit în camera de vot. Că așa l-a arătat și mai mult. Din moment ce el se împăturește în fața comisiei de validare, nu mai știu cum poate. Așa ne rugăm, chiar dacă nu avem dreptul strict în lege, e modalitatea în care se împăturește vot. De obligația de a nu fi vândat este una de dată. Și atunci orice modalitate de divulgare a votului. Ia uitați cum e. Nu poate așa, nu poate așa. Deci, poziția asta să se rupe în proces. Da, da, da. Domnul Asaf de Ion. Da, da, da. Deci, domnul Asaf de Ion se pregătește doamna Banu Gabriela. Nu mai este vot. Domnul consilier. Nu mai este vot. Dacă am necredit, zici că oie, e ceapunate.
comportamentul ăsta. Ce faceți acolo? Ați fost președinte? Ce faceți? Stăteam nu știu. Deci vă rugăm să opriți votul și să reluați votul. Deci eu comit din vot decret. Domnul Ciubir Mircea. Se pregătește domnul Constantin Dan Vasile. Sunteți foarte bun. Adevărul că ați făcut... Monica. Încă o dată aveți doar ați joc de votul nebic. Vă președinte de Consiliul Județean. Vă rugăm să rămâne să respectați votul. Domnul Constantin Dan Vasile. Vă rugăm succes. Domnul Iam Pietoa. Acesta nu este vot secret. Ar trebui împăturit buletinul în cabinet de vot, nu să-l arate comisiei de validare. Deci nu-i fers, nu-i normal, nu este vot secret. Și în condițiile astea, noi o să părăsim sala, o să facem plângere penală pentru neglijență în serviciu, la cei responsabili. Amenințarea cu plângeri penală e infracțiune. Deci, nu să facem considerat dumneavoastră că este legat ce se întâmplă aici? Cui vorbiți dumneavoastră? Cui vorbiți? Dar ce v-a adresat? La toți, cu toți sunt foarte. Să considerați legea ca și dumneavoastră. Stați jos! Stați jos! Domnul Dumnezeu Florin! Se pregătește domnul Bobșa Florin Adrian. Nu vrea să votezi. Domnul Cumulescu Trăian. Domnul Iacob Ștefan Grațian. Domnul Lucaci Gabriel. Domnul Manoliu Dan. Gabriel Dan.
Pelet, Corbușan, Florin. Domnul Pușcașul Neculai. Domnul Stavarache Valentin Constantin. Doamna Todiliță Andreea. Domnul Triboi Gheorghe. Doamna Burlan Giorgeta Luminița. Thank you.
verbal privind rezultatele votului exprimat pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț, s-a întrunit în ședința de astăzi, 4 iulie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot Arsene Ionel și Hopșa Florin Adrian. După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 26 de voturi exprimate, 26 de voturi sunt valabile, 9 voturi au fost anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Arsene Ionel, 21 de voturi. Hopșa Florin Adrian, 5 voturi. Având drept criteriu votul majorității consilierilor în funcție, Comisia de Validare constată că alegerea ca președinte al Consiliului Județean Neamț pe domnul Arsene Ionel. Comisia de Validare semnează Arcan Emilia, Todiriția Andreea, Mihai Alexandru și Andrușcă Dănuț. Văzând rezultatul votului secret, permiteți-mi să vă prezint documentul care va constitui voința noastră liberă exprimată, respectiv hotărârea privind alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț, hotărârea numărul 138. Hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț, văzând rezultatele votului secret pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Neamț, consemnat în procesul verbal numărul 13.230 de astăzi al Comisiei de Validare a Consiliului Județean. Având în vedere prevederile articolului 101 din legea numărul 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articol 1. Se alege domnul Arsene Ionel, președinte al Consiliului Județean Neamț. Și semnează cei trei care au condus până în acest moment ședința și vreau să vă mulțumesc Consiliului Județean pentru că m-ați sprijinit în desfășurarea legală a constituirii Consiliului Județean de la Neamț. Și totodată să vă felicit pe toți care ați depus jurământul și nu în cele din urmă și eu să-l felicit pe cel care astăzi a fost ales președinte al Consiliului Județean Neamț și îl invit să bea locul și să-l stăpânească până o să facă și ședința de vârstă. Administrație performantă, nu numai politică. Și îmi doresc că, împreună cu dumneavoastră, împreună cu ceilalți colegi care au părăsit astăzi, din păcate, sala, să facem ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Și electoratul de dreapta, și electoratul de stânga. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean, cei cu care alcătuim în majoritatea Consiliului Județean pentru încredere. Vreau să le transmit că sunt onorat de faptul că formăm o majoritate împreună și că noi, din cei din PSD, suntem oameni serioși, suntem oameni pe care vă puteți baza și suntem oameni care împreună
cred că o să facem multe lucruri bune pentru județul Neamț. În continuare o să continuăm ședința Consiliului Județean cu alegerea vicepreședinților Consiliului Județean. Trecem la alegerea vicepreședinților Consiliului Județean după aceeași procedură utilizată la alegerea președintelui. Vă rog să faceți propuneri. În partea Partidului Mișcarea Populară, propun de domnul Julamă Laurențiu Cristian pentru funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean. Mulțumesc! Propunerea de pentru funcția aceeași funcție de vicepreședinte, Consiliul Județean, domnul Ion Sacu. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, atunci trecem la completarea buletinului de vot pe care vi le vom amâna imediat. Dumnezeu Florin.
Opșa, Florin Adrian. Cumulescu, Trăian. Iacov Ștefan Grațian. Lucaci Gabriel. Manoliu Dan. Mihai Alexandru. Mungeanu Ioan. Prezent. Murariu Vasile. Prezent. Nechita Marius Mihai. Nica Vasile. Prezent. Nistor Olga. Pavel Gabriel Dan. Felepu Lucian Florin. Pușcașul Neculai. Thank you.
Vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările acestei ședințe. Mulțumesc!
Yeah.